astăzi vreau să-ți vorbesc despre baldachin, pentru că toată lumea mă întreabă ce dimensiune are. El are 2 metri aici la partea de voal, are 40 cm căciulița asta, dar dacă tu ai o cameră mult mai înaltă, poți să mai cobori baldachinul, să facă valdurile astea frumoase jos, da? Poți să mai cobori cât vrei tu, punând-o în ceva acolo sus, un șnur sau... Uite să-ți arăt cum arată dacă îi punem un șnur, da? Și iată cum apare un colț de lectură. Bun, dar să spunem că nu vrei să stea chiar așa. Hai să-ți arăt cum facem un fald. Hai! Ok, aici înăuntru, de jur împrejur, avem niște găici, da? Iau de aici o bucată de material, o duc de desubt, o învârt ca prin magie de 3 ori. Așa. Și am obținut un fald. Da? Și deja ai un loc prin care poți, pe care poate să vină lumina. Ok, să spunem că n-ai baldachinul ăsta. Și vrei să punem, să facem un loc în care să ne întindem. De preferat ar fi o minunăție de o salteluță sau ceva mai gros. Și aduce aici perne. Mai coborăm un pic ăsta, dacă vrem să fie mai mare diametrul. Și uite așa, punem pe aici, pe sus, multe, multe, multe luminițe, stingem becurile, se face noapte și dăm drumul, bineînțeles, la fal, ca să se închidă totul. Și azi am creat un colț de poveste pe care îl pot folosi și copiii, dar și adulții. Și foarte multe activități și chiar somnurile de după amiază pot avea loc aici. Iar moșene, să știți că preferă baldachinele astea. Mulțumesc frumos, sper că ți-am arătat cam tot ce trebuie ca să știi cum se face cu baldachinul.